dimineața, Biserică Betel! Ne bucurăm să fim astăzi împreună aici și să lăudăm pe Domnul. Avem o zi așa de minunată. Ne bucurăm să avem un număr așa frumos de oameni aici. Poate ai venit cu gânduri în mintea ta sau întrebări la care nu găsești răspuns. Sau alte lucruri la care ți-ai dori ca Dumnezeu să-ți vorbească, dar totuși nu primești un răspuns. Vreau să-ți aduc aminte că lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu. Așa că haide să facem ce știm, să lăudăm pe Domnul. Exodul 15:2 spune astfel: Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele de laudă. El m-a scăpat, El este Dumnezeul meu pe El îl voi lăuda, El este Dumnezeul tatălui meu, pe El îl voi preamări. Îl mulțumim lui Dumnezeu și haideți ridicați pe picioare să lăudăm pe Domnul. Palmele noastre în închinare. Se spune împreună: ești înălțat pe tronul milei, strălucești cu slava ta aici. O, Doamne, te laud. El merită asta. Nesfârșita tău ar mare, scumpărat sunt prin iubirea ta. O, Doamne, te laud. Cine e ca El, dar în luptă? Cine e ca El, Mântuitor? Cine e ca El, Rege veșnic? El e Domn, El e Domn. Știu că ești mereu cu mine, prezența ta mereu mă înconjoară. Doamne, te laud. Cine e ca El, dar în luptă? Cine e ca El, Mântuitor? Cine e ca El, Rege veșnic? El e Domn, El e Domn. Cine e ca El, Iisus în cerul, Tu ești. Ești așezat pe tron, nimic nu stă împotrivă, Tu ești. Cine ca El, domnești pe nepământ, domnești Iisus în cerul. Yeah.
Fiecare respir
stăm în rugăciune, nimic nu e la fel. Cerul așteaptă să-i rostim azi numele. Duhul Sfânt mișcă, coboară ca un foc. Inimi frânte, vindecate sunt pe loc. Chiamă-i azi numele. Lanțuri cad, munți clintești prin laude. Proclamă Hristos, proclamă pe cel ce peste toate domn. Cerul se coboară acum, glorios răsună cânt. Proclamă numele Hristos. Oh. Orice îngăială ori zivești, minunile nu câzie, într-o stima-s numele. Tu ne aduci lumină, mila ta vedem, râul vindecării peste noi o să revem. Oh,
înainte numelui Său. Închinați-vă Domnului îmbrăcați în haine sfinte. Și continuă Dumnezeu și spune, căci eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Sfințiți-vă și fiți sfinți, pentru că eu sunt sfânt. Și dacă Dumnezeu ne-ar fi lăsat singur să facem asta, e clar că nu am fi reușit. Dar Dumnezeu vine și ne spune ca suport și ca încurajare. Și așa erați unii dintre voi în lume, adică, da, nesfinți, dar ați fost curățiți, ați fost sfințiți, ați fost îndreptățiți în numele Domnului Iisus Hristos și în Duhul și prin Duhul Dumnezeului nostru. Suntem în dimineața asta și sigur, dacă ne uităm și este să fim sinceri cu noi, nu suntem nici care sfinți, însă Dumnezeu vine și ne spune în El, prin Duhul Sfânt, în numele Domnului nostru, Iisus Hristos, și prin Dumnezeul nostru. Avem acces astăzi la El și Dumnezeu ne oferă îndurare, ne oferă har și haideți să profităm de asta și să mergem la El, către El și să spunem, Doamne, Doamne Tată, stăm înaintea Ta și știm, Doamne, că nu suntem nici care cum am trebuit să fim. Haideți să o personalizăm și să spunem, Doamne, nu sunt eu cum ar trebui să fiu, dar îți mulțumesc că prin Tine pot să ajung la sfințenia desăvârșită. Haideți să ne închinăm și să ducem inimile noastre înainte Lui.
Tu ești mai presus de orice flor. De orice împărăție, de orice stăpânire, Tu ești mai presus de toți. Iisus, Tu ești cel mai mare Domnești, în splendoare Tu ești presus de orice tron, de orice împărăție, de orice stăpânire, Tu ești mai presus de toți. Cât îngerii, Sfânt ești, universul întreg, Sfânt ești înălțat, Sfânt ești, din veșnicie. Noi cântăm acum, Sfânt ești, Tu ești regilor. Sfânt ești, Tu ești înălțat, care avem Dumnezeu atotputernic, împăratul nostru, salvatorul nostru. Și toate cântările au adus închinare astăzi spre sfințenia Lui. Și mulțumesc Lui Dumnezeu că putem să fim astăzi aici împreună, spre lauda Lui, spre gloria Lui, să ne umplăm sufletul cu Duhul Lui, cu învățătură, cu laudă. Și bine ați venit! Dacă ești de prima dată aici cu noi, te invit să te ridici, să te vedem, să te binecuvântăm. Fii binevenit! Mulțumim! Poți să iei loc. Astăzi n-am atâta anunțuri, dar un anunț e extrem de important. În primul rând, vedeți pe scaunele voastre, cum știți, cardul nostru de Connect, de Welcome, care folosim ca să ne conectăm cu unul cu altul, unde scriem mulțumirile noastre, unde scriem dacă vrei să-ți predai viața lui Dumnezeu, poate vii deja de un timp și ai făcut o conexie cu Dumnezeu care n-ai avut înainte, poți să scrii acolo cu datele tale de contact și vrem să te contactăm. Și în special folosim și cardul ăsta pentru miercuria la rugăciune. Ne întâlnim în fiecare miercuri la ora 19, aici, în locul ăsta, să ne rugăm, să-L mulțumim lui Dumnezeu pentru rugăciunile răspunse și să cerem și răspunsul la anumite rugăciuni. Pentru asta folosim cardul ăsta care ați văzut la început, deci ne întâlnim miercuri la ora 19, sunteți toți bineveniți aici în casa lui Dumnezeu. Fiecare săptămână ne întâlnim în grupurile de case, unde discutăm predica de duminica, fiecare întrebare trecem pe acolo ca să putem crește și de aceea
vă îndemn să vă întâlniți de fiecare dată, să fiți serios în pregătirea voastră pentru grup de casă, să nu veniți nepregătiți, că asta nu creează neapărat un deranj, dar vă împlinește și pe voi dacă sunteți pregătiți. De aceea ne întâlnim fiecare săptămână la grupe de casă. Dacă vrei să faci parte dintr-un grup de casă, ești binevenit. Poți să mergi la InfoPoint să spui faptul că vrei să faci parte, ori folosești cardul de welcome care ai pe scaun și te vom integra într-un grup de casă. Și acum vine anunțul foarte important. Duminica viitoare o să avem botezul. Cred că 6 persoane care s-au decis pentru Dumnezeu, abia aștept ziua aia. Și de fiecare dată extrem de bucuros când vin oamenii și predau viața lor lui Dumnezeu și arată asta prin faptul că intră în apa botezului. Și fac pasul ăsta, fac semnul ăsta pentru fiecare dintre noi. Deci, încurajați pe cei care s-au decis, care sunt pe lista de botez. Rugați-vă în săptămâna asta că fiecare dintre noi care am făcut pasul ăsta știm că e o luptă mare. Chiar și după aia, e o luptă mare. Că satana nu vrea să intrăm acolo, nu vrea să ieșim în haine de in, în haină nouă. De aceea rugați-vă pentru ei, e o rugăciune importantă. Mai vrem să facem un act de închinare, vrem să dăruim lui Dumnezeu ce ne-a dat nouă, darurile materiale și să facem asta prin dragoste și din toată inima. Amin. Biserica vizionară este biserica care împărtășește, își asumă viziunea pe care Dumnezeu o dă. Viziunea pe care Dumnezeu i-o transmite, chemarea Lui, scopul Lui. Vreau să te întreb o întrebare de imaginație. Cum ar fi dacă Duhul lui Dumnezeu te-ar purta peste 2000 de ani de acum înainte, peste 2000 de ani, să vezi ce se întâmplă acolo și te-ar pune după aia să scrii ceea ce ai văzut. Ce expresie ai folosi? Cum ai descrie ceea ce vezi? Încearcă să-ți imaginezi. Poate că nu sunteți pasionați de filmele science fiction, dar au fost oameni care au încercat să-și imagineze cum va arăta lumea peste 1500,
2000-3000 de ani. Aș vrea să te pui în pielea apostolului Ioan, care călătorește 2000 de ani mai târziu, probabil, și apoi se întoarce înapoi și încearcă să descrie ceea ce a văzut. Icoană vorbitoare. Adică în timpul lui nu exista tehnologie care să fie capabilă să ilustreze animații. Ba mai mult, fiare sălbatice, interesant, imperii. Este o carte care folosește foarte multe metafore și este o carte care îți solicită coapsele minții, dar este o carte care îți vorbește despre scopul lui Dumnezeu și destinul final al omenirii. De aceea data trecută am văzut care este destinul pe care tu l-ai în Hristos, indiferent ceea ce vine, indiferent cât de înspăimântător arată viitorul, din prisma mea, din prisma oamenilor, din prisma lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu spune, nu o să treci prin bunăstare, ci vei călca peste șerpi și năpârci. În lume veți avea necazuri, dar în lume veți avea, dacă îl aveți pe Hristos în inimă, influență, victorie. Și la asta ne cheamă Hristos, să ducem mesajul dragostei mai departe, să manifestăm, să fim sarea care nu-și pierde gustul. Ce vede Ioan? Îl vede pe Hristos mișcându-se printre cele 7 sfeșnice, are cele 7 stele în palma lui, îl vede în autoritate, îl vede pe Hristosul înviat și Dumnezeu Tatăl, când deschide cartea asta, nu mai se prezintă ca în Vechiul Testament, eu sunt cel ce sunt, ci se prezintă în felul următor, eu sunt cel ce am fost, cel ce sunt și cel care vine, dar eu știu că Hristos vine. Până acum știam că Hristos vine, Dumnezeu Tatăl rămâne acolo. Aici vezi, în această carte, cine este Hristos. Vezi în dumnezeirea lui Hristos, sunt foarte multe atribute pe care doar Dumnezeu le avea sau le are, știam că doar El le are și iată-le transmise asupra lui Hristos. De aceea e foarte important să ai o imagine corectă, completă, despre personalitatea lui Iisus Hristos, care este prezentat în această carte, în autoritatea Lui. Așa cum îl vede și Daniel, de altfel. Daniel îl vede în autoritatea Lui, înainte să fie întrupat, în slava despre care Hristos spunea, Tată, dă-mi acum slava pe care o aveam înainte de întemeierea lumii. Așa îl vede Daniel. Este prezentat Iisus Hristos, este prezentat Tatăl, dar în această carte este prezentat și Duhul Sfânt. Toată Trinitatea este prezentă aici. Și o să vedem că, iată ce spune bisericilor, inclusiv bisericilor noastre, Duhul este cel care transmite această revelație, Duhul Sfânt. Să nu uităm însă de complexitatea cifrei 7. Astăzi intrăm într-un circuit, într-o rută poștală. Sunt cele 7 biserici prezentate în aceste capitole, în capitolul 2 și capitolul 3. Și să nu uităm că cifra 7 pune accentul pe complet, complexitate. Din acest motiv, cele 7 biserici, pe care vreau să vi le arăt acum pe hartă, unde se întâmplă acțiunea? Ioan se află aici, iar acesta este circuitul pe care ne-l prezintă. Știți ce era acest circuit? Era de fapt traseul pe care un călăreț care ducea un mesaj din partea cezarului roman, îl ducea la aceste orașe. Erau orașele principale a țării Asia. Asia nu este ceea ce noi numim astăzi continentul asiatic, ci Asia reprezenta o țară care era vestul Turciei din ziua de astăzi. Ea se continuă spre cu Galatia și apoi mai departe merge spre Siria. Ei bine, în vremea aceea erau alte țări acolo. Deci Asia nu reprezenta ceea ce înseamnă astăzi. Dacă te uiți la cele 7 biserici din Asia, vorbim de o altă țară. Am vrut să fac această precizare ca să știm care este cadrul și contextul în care ne amplasează cuvântul lui Dumnezeu. Și sunt 7 biserici enunțate în ordinea aceasta pe care mergea ruta poștală regală din Imperiul Roman. Cezarul dădea un mesaj și scrisoarea pe care o ducea acel vestitor ajungea la început la Efes. Efesul era un oraș care avea port cu rută de transport până la Roma, direct spre Roma. Un oraș important. Ei bine, principiile adresate fiecărei biserici
sunt principii care se completează și sunt adresate tuturor bisericilor. Hristos selectează 7 biserici, deși în zonă erau și alte biserici. Era biserica din Galatia, era biserica, uite-te, pe malul celălalt, din Corint. Aveai biserica cea mai importantă misionară care l-a susținut pe Apostolul Pavel, biserica din Antiohia. Mai jos, Tirus, Sidonul, acolo erau comunități creștine. De ce le-au selectat doar pe acestea? Pentru că această rută era cunoscută, era prima rută care ducea pe acest continent, pe această parte a Imperiului, toate decretele care erau date de cezar și erau obligatorii. Acolo se dădea legea. Și lucrul ăsta aș vrea să-l reții. Aceste 7 biserici, Efesus, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardesul, Filadelfia și Laodicea, au existat în realitate, au fost biserici care au existat acolo. Dar uitându-ne în spate, după aproape 2000 de ani de când s-a scris această scrisoare, observăm că acestor 7 biserici le corespund și 7 perioade istorice. Asta nu înseamnă că prima perioadă nu este relevantă sau principiile adresate Efesului nu sunt relevante nouă, din contră. Fiecarei biserici, Hristos îi se adresează într-un mod diferit, are modalități diferite de a se prezenta. Iată, eu sunt cel ce ține cele 7 stele în mână. Cele 7 stele erau un simbol atât roman cât și babilonian și nu vreau să insist pe asta, dar reprezenta puterea Universului, reprezenta cele 7 planete principale după care sunt numite zilele săptămânii, 7 zeități. Dar aici sunt prezentate soluții, părți pozitive. Fiecare biserici, Hristos îi prezintă părțile pozitive, părțile negative, problema și fiecare biserică are un set aparte de învingători în fața provocărilor. Fiecare biserică are în fața războaielor pe care trebuie să le poarte spirituale, fiecare biserică are provocările ei, dar și învingătorii ei. Sunt conținute adevăruri necesare pentru noi astăzi. Și foarte important, cum se încheie pasajul de astăzi, o să ne concentrăm pe primele 7 versete din capitolul 2. Cine are urechi de auzit, să audă, slavă Domnului, mă uit la voi, toți aveți urechi. De aici e vorba de altceva. Aici e vorba de sensibilitate. Este vorba de o parte spirituală. Fii atent. E o aluzie la sensibilitate. Lasă-te sensibilizat. Lasă ca Duhul Sfânt să te atingă și să-ți vorbească astăzi. Aș vrea să citesc textul. Uită-te atent împreună cu mine în capitolul 2, primele 7 versete. Îngerului bisericii din Efes. Îngerului. E vorba nu de un înger. Dumnezeu nu se adresează ființelor angelice aici, ci este vorba tot de o metaforă. Este vorba de un conducător, un om responsabil al bisericii din Efes, care n-are un scaun permanent acolo. În locul lui va veni altul. Principiile adresate acolo, conducătorul bisericii trebuie ca să fie priveghetor, pentru că îngerii aveau și această sarcină asemănătoare cu prezbiterii. Prezbiterul este chemat ca să supravegheze, este responsabil cu învățătura, cu mersul bisericii. De aceea, îngerului bisericii din Efes scrie: iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umbră prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur, elemente de iluminat, de călăuzire. Știu faptele tale, osteniala ta și răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu. Observă că răbdarea e amintită de două ori. Asta înseamnă că în biserica aia răbdarea era o calitate. Rezistență. Rezistență spirituală. Rezistență emoțională, psihică. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta? Opoziție, nu lipsă, nu un punct minus acolo pe lista taskurilor, ci împotrivire, sens opus. Mergi pe sens opus. Este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Nu că ai pierdut-o, atenție. Traducerile care folosesc termenul ai pierdut sunt traduceri incorrecte.
Termenul original se referă la o acțiune deliberată. Ai părăsit dragostea din tâi. Și acum vine și soluția în trei puncte ca o predică baptistă. 1. Adu-ți aminte, da, de unde ai căzut. 2. Pocăiește-te și 3. Întoarce-te la faptele din tâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaeților pe care și eu le urăsc. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Celui ce va birui, lupta și tentația de a părăsi dragostea din tâi, de a părăsi faptele acelea în care ai fost mișcat de Hristos în inima ta, celui ce va birui, Hristos îi promite. Un strop nu numai e un strop, îi promite să se înfrupte din pomul vieții. Haideți să ne plecăm capetele. Doamne, îți mulțumim pentru că și în dimineața aceasta ne-ai hăruit, ne-ai mai dat o zi de viață în care să stăm în prezența cuvântului Tău. Doamne, te rog ca să lași în numele Domnului Iisus Hristos ungerea Duhului Tău cel Sfânt, care ne poate învăța cum să fim distinți de lume, de lumea care ne înconjoară. Care este soluția la problema pe care o avem ca și biserică și care este modelul de abordare a stării de păcat. Doamne, vorbește-ne și lasă ca inimile noastre să fie sensibilizate. Lasă ca Duhul Tău cel Sfânt să ne schimbe convingerile. Doamne, vrem ca să ne pocăim, să ne întoarcem. Și astăzi vrem ca să luăm decizii acolo unde nu suntem pe calea Ta. Acolo unde suntem împotriva Ta. Doamne, vrem ca să ne întoarcem și să mergem în direcția pe care Tu vrei să o avem ca și biserică, ca și familii, ca și frați. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin. Imaginează-ți că iubești. O fost unul din voi îndrăgostit în viața lui? O mână sus. Bă, nu-s toți. Ăștia care v-ați căsătorit, sper că nu vor forța părinții. Am auzit o vorbă incorrectă, că dragostea e oarbă, dacă snicia îți deschide ochii, nu-i așa? Adevărul e altul. Că dragostea adevărată crește. Dar vreau să-ți faci un exercițiu de imaginație. Imaginează-ți cum ar fi să iubești sau ai iubit pe cineva, ai avut vise care erau fondate, da? Ți-ai făcut, ți-ai imaginat, ți-ai construit un vis, promisiuni, ai depus efort acolo în relație. Te-ai dus la întâlniri și ai așteptat ore întregi. Îți bătea inima sau îți bate inima. Efort în relație. Dar poate că la un moment dat ai obosit, n-ai primit în schimb ceva. Așteptările tale nu au fost împlinite, ai fost dezamăgit, se întâmplă ceva. Și ai rămas abandonat. Cu toate visele spulberate, ai rămas cu o dorință neîmplinită. Nu o să vă pun să ridicați mâna că cei care ați fost trădați în dragoste sau ați suferit o decepție în direcția asta. Dar suntem mulți aici care am trecut prin asta. Să fii trădat, să investești ceva, poate într-o relație, poate în viața profesională. Și la un moment dat ceva să se întâmple. Și dați-mi voie să vă povestesc, să vă spun o poveste adevărată despre un afacerist bijutier. Talentat! Care făcea bijuterii, extrem de talentat și pasionat de ceea ce făcea, bijuterii de aur și de argint. Aurul era obținut de la un depozit de tip bancă, bancă de stat, bancă de oraș, unde aurul, culmea, provenea de la hoții de aur. Ăștia furau aur. Dovedit. Există dovezi. Și le depozitau acolo pentru că banca asta permitea să fie depozitat aurul fără acte de proveniență. Toată lumea știa că era aur furat. Dar asta ducea la prosperitatea orașului.
Activitatea bijutierului era într-un oraș cosmopolit. Ce înseamnă cuvântul ăsta pentru mulți? Înseamnă că erau multe națiuni acolo. Multe culturi. O metropolă cu oameni din toate națiunile, dar la un moment dat, datorită unei schimbări ideologice și filozofia orașului, bijuteriile nu s-au mai vândut. Din contră, au fost criticate. Au fost privite cu ochi răi. Așa era Dimitrie, care și-a văzut visul spulberat în fața ochilor. Investește, își cumpără unelte, învață să facă bijuterii. Un vis spulberat și-a rămas cu o dorință neîmplinită. Apoi s-a gândit să inițieze o revoluție. Dimitrie inițiază o revoltă în oraș și împreună cu el, toți din breasla bijutierilor din Efes au ieșit și au protestat împotriva apostolului Pavel. Pentru că, dacă citești în Faptele Apostolilor, bijutierii au fost afectați de vestirea Evangheliei la Efes. Asta se întâmplă cu aproximativ 45 de ani înainte de scrierea acestei epistole din partea lui Domnului Iisus pentru biserica din Efes. Și acestea sunt bijuteriile făcute, o parte din ele, de bijutierii din Efes în primul secol înainte de Hristos. Nu e așa că sunt frumoase? Nevastă mea nu-i plac. Asta, de exemplu, este destul de hidoasă. O reprezenta pe Diana, zeița Efesului, Artemis, zeitatea echivalentă a Afroditei la roman, sau Iștar din Babilon. Iștar, zeița fertilității, a sexualității, a frumuseții. Știți ce avem noi, orașul nostru, Schwabach și Nürnberg, în comun cu Efesul? Avem și aurul, exact. Aici, în Schwabach, erau bijutieri. Aurarii, da? Breasla aurarilor. Dar mai încă ceva, dragii mei. Simbolul de pe stema orașului Nürnberg. Și dacă te uiți la primărie, la primăria orașului Nürnberg, și dacă citești, poți să citești și pe Wikipedia, personalitatea este Iștar. Zeița Iștar. Simbolul ăla o reprezintă pe zeița Iștar. Astartea, în Biblie. Ce spunea Dumnezeu despre Astarte? Vă aduceți aminte? Scoateți balii și Astarteele. Culmea, zeița asta ajunge să fie simbol a orașului Efes. Culmea, 2 milenii, într-o țară care se consideră creștină, de unde se coordona o parte din Imperiul Roman creștin, Sfântul Imperiu German Roman, de mai târziu. Iștar ajunge să fie o emblemă. Dar asta se întâmpla cu Efesul. Efesul este o dorință neîmplinită. Asta a fost cu Dimitrie. Pentru că asta îți lasă lumea un amar, rămâi cu o dorință neîmplinită. Și Efesul, asta este, asta reprezintă mesajul acestei scrisori. O dorință neîmplinită. Prima biserică, primul oraș de pe ruta poștală romană, un oraș bogat, un oraș impresionant. Acolo se afla una dintre cele 7 minuni ale lumii, templul zeiței Artemis, Diana Efesenilor, în jurul căruia se dezvolta toată viața economică și comercială a orașului. Era un oraș în care exista și un amfiteatru cât un stadion. Aproape 30.000 de locuri avea. Imaginează-ți că acolo era aceeași atmosferă pe care mulți dintre voi ați simțit-o aseară. Astăzi toți bărbații erau triști. Și o parte din surori erau triste. Dar asta e bine. E fain. Înseamnă că ținem. Și Pavel, să știți că ar fi fost prezent la jocurile sportive, pentru că metaforele care le dă foarte des în Noul Testament arată una dintre pasiunile apostolului Pavel. Era la curent cu ce se întâmpla. Și acum sper că fiica mea nu se supără pe mine, dar aseară am auzit că s-a întâmplat o minune. Credeți-mă, s-a întâmplat o minune. Fiica mea a cântat imnul României. Deșteaptă-te române. Nu am învățat-o niciodată. Puteți să o și felicitați. Deci... Efesul. Problema este că în Efes
cultul ăsta era un cult al plăcerii. Ca și în Corint, preotesele de la templu încurajau prostituția, ritualurile religioase erau sub forma unor orgii. Heraclit, unul dintre marii filozofi ai Efesului, numit și poetul lacrimilor, deși era păgân, mergea pe stradă plângând, așa îl descrie cronica istorică, pentru că plângea și deplângea starea degradată și depravată a Efesului, a acestui oraș. Acolo însă era și o biserică a Domnului Iisus, în Efes, plantată de Achila și Priscila. Apoi vine ca și păstor cine? Apostolul Pavel. Apostolul Pavel realizează o epistolă. După 10 ani, după ce plantează această biserică, de la Roma scrie acestei biserici și e foarte important, două lucruri l-au marcat pe Pavel în biserica asta. Spune foarte clar, cu subiect și predicat, credința voastră și dragostea pentru toți sfinții. Expresie care se referă la frații în Hristos. Acolo era biserica din Efes, păstorită de Apostolul Pavel și a avut parte de cei mai buni păstori și cei mai pregătiți păstori. După Pavel vine ucenicul lui, cine știe cum îl chema? Timotei. L-a pregătit expres pentru această misiune de a păstori biserica din Efes. După Timotei vine Apollo, apoi vine și Onisim o perioadă, o păstorește. Pe urmă vine Apostolul Ioan. Biserica asta a avut parte de cei mai buni păstori posibili, cei mai pregătiți. Dar știi ce se întâmplă? Uite-te, după ani de zile, biserica are o problemă. Asta înseamnă că succesul spiritual al unei biserici vizionare nu depinde de cine, numai de cine o păstorește, dragii mei, ci depinde de relația noastră a fiecăruia dintre noi cu Dumnezeu. Depinde de plinătatea Duhului Sfânt. Biserica vizionară din care faci parte este mai puternică dacă și tu te lași atras de Hristos, te lași crescut și vrei să crești la un alt stadiu. De aceea poți să aibă cele mai bune premize, cea mai bună slujire. În ani, lucrurile pot să o ia în altă direcție. Dar în această epistolă ne sunt amintite niște fapte care ilustrează ceva. Și primul lucru pe care vreau să-l reții este că biserica, o biserică vizionară, are distincție, se deosebește de mediul în care este și are efect. În primul rând, are o distincție. În ce măsură faptele acestea bune ni se potrivesc nouă? Și vreau înainte ca să le enumăr, să te uiți puțin la felul în care sunt așezate în text. Care este raportul dintre faptele bune și faptele rele amintite de Hristos când realizează această mustrare, pentru că asta este, această scrisoare este de fapt o mustrare, o atenționare. Uită-te puțin la raport. Cu ce începe Hristos? Faptele bune sau năduful? Cu ce încheie Hristos? Știi cum începe Hristos? Mustrarea începe cu 7 fapte bune. Apoi un singur reproș. Scorul e 7-1. 7-1. 7 fapte bune la un reproș. Și se termină tot cu fapte bune. Dar ai acest lucru bun. Urăși faptele nicolaeților. Nicolau și Laos. Laos, plăcere, Nicolau, mulțimi, cei care căutau plăcerea mulțimilor. Ăștia erau nicolaeții. Sunt multe versiuni despre cine erau ei. Dar eu cred că dacă iau semantic și analizez cuvântul ăla, asta înseamnă. 7 lucruri bune, 7, cifră complexă. Biserica asta avea fapte bune. Era o biserică vie, o biserică dinamică, o biserică cu multe fapte bune. Dar ca să spui 7 lucruri despre o persoană, 7 lucruri bune, asta înseamnă să fii preocupat, să vezi calități pozitive. Când faci altfel, nu înseamnă că temperamentul tău este altul. Nu înseamnă că ai un minus. Când nu există dragoste,
Înseamnă contrasens cu Hristos. Am împotriva ta. Nu, stai un pic. Biserica din Efes, îți lipsește chestiunea asta. Nu spune așa Hristos. Hristos spune, ești împotriva mea. Mergi pe autostradă pe sensul satanei. Mergi în direcția aia. Uite-te cum sunt puse aceste lucruri. Preocuparea pentru lucrurile pozitive. Ceea ce a pus Dumnezeu bine în oameni. Faptul că Dumnezeu ne iubește, așa începe și cartea Apocalipsa. El ne iubește, El ne-a spălat, ne-a făcut preoți, o împărăție. Observă și tu perspectiva pe care o induce Hristos. O perspectivă a gloriei, o perspectivă a victoriei, nu o profeție a dezastrului. Un model frumos în scrisoarea asta în care putem să ne abordăm și conflictele din familiile noastre și neînțelegerile cu colegii noștri. Mediul ăla intim, apropiat, colegii, oamenii cu care îți petreci cel mai mult timp din viața ta, oamenii apropiați ție. Hei, vreau să spun un lucru. Când tu te trezești dimineața, Dumnezeu se bucură de asta. S-o trezi copilul meu. Ana, fiica mea, s-o trezi. S-o trezit, e acolo. Dacă nu simți că cineva se bucură, dacă nu simți acceptare, dacă nu simți bucurie, dacă n-ai parte de dragoste, vreau să spun că tata, din ce? Te iubește, te prețuiește, s-o trezi copilul meu. Întotdeauna un părinte se bucură când copilul este în viață, se trezește, e sănătos. Așa face și Dumnezeu. Sunt câteva caracteristici ale unei biserici vizionare care se distinge de mediul în care trăiește. Și uite-te un pic la faptele pe care Hristos le enunță aici. Sunt fapte bune. Faptul că lipsește dragostea de acolo nu înseamnă că aceste calități nu sunt esențiale, sunt bune. Acestea sunt bune. Hristos spune, le amintește, sunt bune. Ce avea biserica asta? În timp ce cetatea se închină Dianei, biserica asta se închina lui Hristos. În timp ce exista o clădire impunătoare, impresionantă, un cult al Dianei, putere, prosperitate, aur, argint, bogăție. Creștinii nu erau bogați, erau săraci. În Efes, în urma răscoalei care s-a produs prin acțiunea Apostolului Pavel, s-a dat un decret. Deci anul dării decretului corespunde cu anul Revoluției. Prin care cine nu se închina zeităților din Efes era condamnat la moarte. Excepții erau evreii. Evreii au primit o derogare din partea Imperiului Roman. Și la început creștinii erau asimilați evreilor. Până când s-a realizat distinția. Aceștia sunt al lui Hristos, iar ăștia sunt evrei. Ăștia nu mai țin legea, ăștia sunt al lui Hristos. Ăștia se împărtășesc, au ritualurile lor, ceilalți păzesc legea. Și au fost foarte mulți creștini care în primul secol au murit chiar la Efes. Istoricii numesc drumul lacrimilor, drumul acesta parcurs de scrisoarea celor 7 biserici. Foarte mulți martiri. În ciuda acestui lucru, biserica este devotată. Distinție față de lume prin devotament. Nu numai la nivelul bisericii, dar și la nivelul familiei. Să rămâi devotat lui Hristos, să rămâi devotat slujirii. Eu am făcut destul să mai facă și alții. Nu știu, că nu mă pierd. Prietenii se râd de mine că merg la biserică sau că sunt altfel. În ciuda faptului că în jur sunt murdării, tu rămâi devotat, tu trebuie să rămâi devotat lui Hristos. Și asta înseamnă și acțiunea Duhului Sfânt, dar înseamnă și mandat uman. Decizii pe care trebuie să le iei, lupte pe care trebuie să le duci dacă vrei să guși din pomul vieții. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce. Hei, Dumnezeu te cheamă și la o luptă, dă-ți garantează și victoria dacă tu decizi să intri, să fii acolo pe palma Lui. Și lucrul ăsta îl produce Duhul Sfânt înainte. Dar să știi că nu te ține acolo cu forță. Biserica răbda, suferea pentru Hristos. Și uite-te, Ioan se adresează acestor biserici și prin epistola lui la început. Spune cine este scribul. El, Ioan, părtaș la împărăție și suferință.
părtaș la împărăție și suferință. Foarte mult ne-am obișnuit cu bunăstarea, nu mai înțelegem mesajul ăsta atât de clar. Dar creștinii copți din Egipt, ăștia nu au avut niciodată perioadă de pace. În fiecare an sunt mulți martiri. Ăia pot să vorbească despre devotament. Noi avem încercări mai mici. Pentru noi devotamentul înseamnă, uite-te, să fii prezent acolo unde Dumnezeu îți oferă hrană, să fii poate la grup mic, să te lupți, să duci Evanghelia într-un context de pace fără asuprire la colegii tăi. Acolo unde Dumnezeu te-a lăsat să trăiești, tu să rămâi devotat lui Hristos și să-L faci făcut de cunoscut acum pe ultima sută de metri a istoriei. Al doilea lucru, știu faptele tale. Și fii atent, e progresiv. Fapte, nu numai că-s fapte, dar făcute cu osteneală. Numai că am bifat ceva, să fac ceva când am timp, cum pot? În primii ani de pastorație slujeam și aveam colegi care, cum e adevărat, am și eu așteptările mele, dar voiam ca să fie prezenți cel puțin la întâlnirea noastră și unul din ei îmi spunea, fac cum pot, cât pot, dacă pot. Asta nu înseamnă dinamism, asta înseamnă moarte, moarte latentă. Pune-L pe Hristos acolo unde-i locul Lui. Este o cântare, fă-i locul lui Iisus în inima ta, eu îți spun altceva. Hristos nu trebuie să fie înghesuit în inima ta. Hristos trebuie să aibă toată inima ta. Amin? Nu ești și El acolo, printre lucrurile din viața ta, ai și pe Hristos ca să nu fie milog la ușa ta. La ușa inimii tale bat două lucruri. Lui Cain îi se spune ceva. Fii atent, păcatul bate la ușă. Dar tu să-l stăpânești. Și mai este cineva care bate la ușă. Iată, în Apocalipsa, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva și deschide ușa lui cu senzori, trebuie să o deschizi. Voi intra la el. Biserica asta avea fapte, ostenială. Nu a obosit, fapte. Ostenială și nu obosește. Ea în sine face efort. Avea metodele ei. Avea, cum să vă spun, tot felul de acțiuni. Asta înseamnă o biserică dinamică. Dinamism. Devotament și dinamism. Avea propriile ei metode de testare. Cronicile vorbesc despre și istoria creștinismului timpuriu. Faptele martirilor arată rigozitatea cu care predicatorii din Efes erau testați acolo. Nu predica oricine. Avea foarte multe acțiuni. Biserica asta avea modalități specifice de a împărți vestea bună. Papirusuri. Discursuri. O biserică dinamică. 3. Biserica asta impunea și altora disciplina. Era o biserică cu metode de a testa, învățător, predicator. Uite aici textul spune, i-ai găsit mincinoși. În biserica asta erau priorități bine stabilite, autoritatea Scripturii. Erau lucruri foarte bine puse la punct. O rânduială era impusă de Duhul Sfânt, nu de oameni. Și o respectau cu strictețe. Probabil că te întreb, de ce avem lucrurile astea în biserica verticală? De ce nu îi democrație? De ce e teocrație? Eu vreau să votez tot ce se întâmplă aici. În biserica lui Dumnezeu, lucrurile nu stau așa. Există principii care guvernează biserica. Există o rânduială. Dumnezeu este un Dumnezeu al rânduielii. Nu al anarhiei, al rânduielii. Biserica vizionară, are disciplină. Mai încă un lucru foarte important la biserica din Efes, biserica asta avea discernământ și asta înseamnă maturitate. Punea la încercare, făcea investigațiile proprii. Nu făcea de la distanță. Nu investiga prin internet, ci avea o experiență personală și avea darul discernământului. Și mă rog ca Dumnezeu să ne-l dea și nouă, să fim foarte atenți, să nu luăm de bun orice. Dar fii atent, poate că ești acel om care recunoaște o învățătură străină și din păcate
în loc să fii unealta prin care Dumnezeu modelează, corectează și îndreaptă, să fii ciocanul care zdrobește totul. Asta s-a întâmplat la Efes. Dacă observi, sunt patru D-uri. Distincția asta e cu patru D-uri, dar lipsește al cincelea. Și ăsta e esențial. Lipsește elementul crucial. Și asta e dragostea. Degeaba ai discernământ și recunoști secta nicolaiților. Degeaba ești acea biserică care o a atras elita orașului, dacă vrei. Pentru că la Efes, așa spune istoria, că erau oamenii culți ai orașului. Ăștia au reușit să ducă mesajul până la vârf. Pavel îi numește oameni cu vază. Biserica asta a avut discernământ, dar n-a avut dragoste. Dragostea este elementul lipsă. Dragostea din tâi n-a fost pierdută pe drum. Dragostea din tâi a fost părăsită intenționat. E una când pierzi și alta este când abandonezi. Este o diferență între cele două, colosală. Când pierzi, o faci fără să vrei. Când părăsești însă, ți-ai pus în gând și o acțiune intenționată. Dragostea din tâi pierdută sau părăsită, aici e vorba de părăsită. Nu e vorba de un minus, ci este vorba de păcat. Pentru că Hristos spune, pocăiește-te! Îs împotriva ta! Dragostea agape este pentru o persoană, pentru Dumnezeu, pentru lucrarea Domnului Iisus, pentru mireasa Lui. E dragostea agape. Este dragostea necondiționată. Nu-i la schimb. Mulți oameni, vreau să vă spun, că pentru mulți oameni de aici, și nu vă exagerez cu nimic, ăsta e singurul loc în care li se spune ești iubit. Asta trebuie să crească și să nu se piardă și să nu se abandoneze niciodată. Să știți că unii oameni au venit aici și au rămas aici pentru că s-au simțit iubiți. Cunoaștem cazuri concrete. Dragostea este forța aceea puternică pe care Dumnezeu o dă, o putere supremă prin care Hristos atrage, prin care Hristos vindecă. Acea dragoste este elementul crucial care în biserica din Efes lipsea. Versetul 15 din Efeseni 1 și 16, 35 de ani mai devreme, biserica asta a avut dragoste pentru toți sfinții. Asta amintește Pavel. Credință, dragoste, toate merg, astea merg împreună. Și am vorbit pe larg la conferința bisericii. Multe cazuri de probleme în familie. Știți de ce se întâmplă? Pentru că dragostea a fost pierdută pe drum. Este adevărat, e important să avem și celelalte lucruri. În acest sens, în prima duminică din luna iulie, la finalul bisericii, după ce avem întâlnirea SIM, vom avea cursul de membralitate cu cei care vor să devină membri și cei care s-au botezat. Biserica noastră este o biserică cu dinamism, crește. Aproape 20 de suflete se adaugă la familia Betel. Dumnezeu lucrează, slavă Lui! Putem să le spunem și un bun venit încă de acum tuturor. E o biserică care crește, dar fii atent. Și Efesul era o biserică dinamică. Ca în multe cazuri de familie, după ani de zile, auzi cea mai tristă expresie, cea mai groaznică, nu te mai iubesc, nu te mai suport. Nu mai simt nimic pentru el sau ea. Sau pentru copil, sau pentru părinte. Știi cum arată dragostea din tâi? Mai ții minte când, acum mă refer la cei care s-au căsătorit, îți doreai să te întâlnești cu el sau cu ea. Așteptai timpul ăla. Cum era inima ta atunci? Mie tot ce îmi spunea maica mea în timpul ăla, cu oră înainte, trecea, nici nu știu dacă prin cap, cred că pe lângă cap, așa.
nu eram bun de nimic, nu mă puteam concentra la nimic. Trebuia să văd ușa și făceam tot fel de promisiuni care mi le încălcam. Era după, vai de mine, da. Asta era dragostea din tâi, eram capabil să plătesc un preț mare, oricât de mare. Dragostea din tâi e necondiționată. Nu te aștepți la nimic în schimb. Vrei să te întâlnești cu persoana și să fii în prezența ei. Și dacă te ceartă, și dacă îți face observații, nu uita că snicea îți deschide ochii după. Asta e dragostea din tâi. Știi ce spune Dumnezeu în Maleahii, capitolul 2? Același reproș ca aici de adresat unui popor. Un tablou trist. Nu ați fost credincioși și n-ați rămas credincioși nevestei din tinerețea voastră. Dragostea din tâi. Tu poți să fii activ pentru Domnul aici, dar cu inima să fii împotriva Lui. Când lucrurile se clatină în viața ta, încep să-i spui lui Dumnezeu ceea ce crezi. Încep reproșurile. Îți dai seama că dragostea din tâi s-a pierdut. La început, Hristos era mirele tău. Îl iubeai. Apropo, există o chemare pentru toate soțiile din biserica asta. De devotament, de dragoste, de respect necondiționat, la fel și pentru soții de aici, care sunt aici. Devotament, dragoste. Indiferent ce fel de bărbat ești, de unde ești tu, ortodox, catolic, penticostal, baptist, chemarea lui Hristos e valabilă pentru tine. Tu trebuie să fii un preot în casa ta, asta spune Scriptura. Nu o spun eu, o spune Biblia. Aceeași Biblie și a ortodoxilor și catolicilor. Tu ești chemat să fii un preot în casa ta. Mă bucur că împreună cu tinerii parcurgem acest, cu bărbații tineri, devenind un bărbat matur și acolo accentul e pus pe preoție și asta căutăm, restaurarea preoției în Biserica lui Dumnezeu. Suntem o preoție și trebuie să ducem mai departe valorile lui Dumnezeu. Ce înseamnă că nu mai era dragoste în biserica asta? Dragostea este roada cea mai importantă a Duhului Sfânt. Biserica asta avea o structură și o practică bine pusă la punct. Dar lipsea lucrarea Duhului. Înțelege că cel mai important actor în biserica asta, cel mai important personaj care trebuie să fie la lucru, Hristos pe tron, Duhul Sfânt în inima mea și a ta. Dacă lipsește Duhul Sfânt, e foarte grav. Voi luați feșnicul din locul lui, toate elementele de ghidaj, de iluminare și rămâi în întuneric și îl mut. Dar pentru că Hristos este bun și minunat, El dă și o soluție în trei pași. În primul rând, adu-ți aminte. Trei pași pentru restaurare. Apelează la experiență, istorie, evaluează-te. Familii în care cândva exista apreciere, exista romantism, încurajare. Hei, copii care erau bucuroși. Fiica mea nici nu știa să vorbească, dar mă chema la șoacă. Tata de... Așa spunea. Făcea cu mâna. Vino să te joci. Mă bucur că și acum mă mai cheamă. Să nu vă pierdeți conectarea asta. Nu lăsa copilul ăla să moară, ne? Pentru că e important. Dumnezeu ne cheamă să-i creștem pe toți. Familii în care exista cândva apreciere, bucurie, încurajare, închinare, rugăciune, romantism, acum doar jicnire, doar comparații, doar condiționări, doar schimburi comerciale, asta nu-i dragoste, e business. Și te simți apreciat și valoros doar dacă, doar dacă. Nu, tu ești valoros pentru că Dumnezeu te-a creat după chipul Lui, punct. A murit Hristos pentru tine. Ești valoros. Valoarea nu ți-o extrage din ce spune celălalt despre tine. Ia-o de la Dumnezeu, dar pe tine Dumnezeu te cheamă să dai valoare mai departe. Amin. Dumnezeu te cheamă. E unul din mandatele pe care Dumnezeu ni le dă.
Cum stăm cu dragostea pentru Dumnezeu? Să-i spui lui Dumnezeu că îl iubești? Evaluează-te dacă îl iubești pe Dumnezeu în inima ta. Poate că tu spui, da, Doamne, dar am ceva împotrivă. Uite, mă așteptam la asta și la asta și la asta. Dumnezeu e sfânt, Dumnezeu e dragoste. Dumnezeu își arată în fiecare zi bunătatea față de mine și față de tine. Dumnezeu este minunat, este extraordinar. Îl iubești? Cum stai cu dragostea pentru Scriptură, pentru rugăciune, pentru Dumnezeu? Trei lucruri care trebuie să le ții în viața ta. Adu-ți aminte, evaluează-te. Uită-te unde ești. Doi, pocăiește-te. Ia atitudine. Pentru că fără schimbarea minții, fără pocăință, întoarcerea la dragostea din tâi nu este posibilă. Fără pocăință nu ai cum să te întorci la dragostea din tâi. Nu uita că o biserică trebuie să aibă o distinție față de lume, dar are și o soluție. Prin Hristos. Hristos ți-o propune. Domnul știe totul, faptele, nevoile, dar uite, îți dă și soluții la problema pe care o ai. Știu faptele tale, recunoaște situația, locul, păcatul și nevoia. Ai un păcat, ai o problemă. Doamne, am o problemă în casa mea. Lucrurile nu merg bine. Nu mai îmi suport părinții, nu mai îmi suport copiii, nu mai îmi suport soțul, soția. Am o problemă. Și de obicei când vii lucrul și spui lucrul ăsta, nu mai suport. Știi ce înseamnă? Dragostea din tâi, necondiționată, care, Coloseni, Corinteni 13, dragostea din potrivă este plină de bunătate. Crede totul, nădăjduiește totul foarte, foarte tare. Rabdă până la un anumit punct. Nu, rabdă totul. Asta e dragostea din Duhul Sfânt. Asta e dragostea din Dumnezeu. Dragostea din Dumnezeu rabdă totul. Dar poate ai pierdut-o, poate ai căzut astăzi și Dumnezeu vrea să te întorci, să faci o întoarcere de sens. 180 de grade, nu 90 de grade, 180 de grade. Înapoi, întoarce-te, întoarce-te. Nelson Mandela spunea că nu e o rușine să cazi, ci să rămâi căzut. Asta e o problemă. Nu este niciodată prea târziu ca să te schimbi. Vreau să spun un lucru. Pocăința e un semn de putere, nu de slăbiciune. Pocăința este puterea care vine de la Duhul Sfânt. E un semn de putere. Nu înseamnă că ești slab când vii și te pui pe genunchi în lacrimi înaintea lui Dumnezeu, ci înseamnă că Duhul Sfânt se atinge de inima ta, de sufletul tău, de Duhul tău, începe o transformare nouă. Începe un sezon nou în viața ta extraordinar. De aceea, primește-L pe Hristos. Al treilea pas, iubește-L. Întoarce-te la dragostea din tâi. El, cel din tâi din toată zidirea, nu înseamnă că Hristos a fost un înger. Nu, nu, nu. Zidit înainte de toți, ci înseamnă prioritate. Cel din tâi. Nu are rivali. Dragostea din tâi n-are rival, nu rivalizează. N-am putut să vin la biserică pentru că, știi, frate, am un bauștele mare. Acum îmi construiesc casa. Acum îmi fac piscina. Acum mi-am mai luat un job. Ai grijă că dragostea din tâi pentru Domnul se răcește. Poate alții n-ați simțit niciodată dragostea din tâi. Mă rog ca Duhul Sfânt, prin Iisus Hristos, care cu mâinile întinse, a fost pironit pe cruce, asta arată mâinile întinse. O rămas cu mâinile întinse pe toate crucile bisericilor, pentru că te iubește și încă te așteaptă. Și pe tine, pocăiește-te. Aveți, Efesul înseamnă dorința neîmplinită. Dima din dragoste pentru lume l-a părăsit pe Pavel. Știi ce înseamnă dragoste de lume? Confort uneori, mai multă bunăstare, mai mult odihnă, mai mult timp liber. Uneori trebuie să luăm și timp liber pentru că Hristos o impune. Principiul sabatului, rămâne odihnă. Își iau ucenicii care n-aveau timp nici să mânce. Luați un timp și odihniți-vă. Trebuie să stai jos. Trebuie ca să-ți
îmbunătățești uneltele de lucru, trebuie să te odihnești ca să fii mai eficient. Nu înseamnă să nu te odihnești, dar nici să nu-l părăsești, pentru că dragostea din tâi nu se compară și nu rivalizează cu nimeni. Dima din dragoste a părăsit slujirea și lucrarea. Noi nu trebuie să fim ca el, ci trebuie să mergem mai departe. Efes, asta înseamnă. În tot ce faci și tot ce fac ceilalți, să nu vezi bun nimic. Suntem preocupați cu lucrurile rele, cu nemulțumire, cu agitație. O agitație din asta care a devenit permanentă, dragii mei. Vă aduceți aminte de contrastul dintre Marta și Maria? Marta era prinsă cu multă, multă slujire. Maria însă este la picioarele Domnului Iisus. Ea își ia partea cea bună. Contrast. Și hărnicia e bună. Dumnezeu ne cere să fim hanici. Dar fii atent la proporții. Marta era totdeauna stresată. N-avea niciodată timp de Hristos. Ba, din contră, îi adresează o mustrare lui Hristos, lui Dumnezeu. Doamne, tu nu vezi? Ești ignorant? Ce fac eu important? Curățenia e importantă. Și este importantă. Dar fii gata să-L primești pe Hristos și să lași orice faci tu atunci când Hristos te cheamă. Efesul a pierdut dragostea. Iuda, Iscarioteanu, să știți că dacă și-ar fi ales o biserică în care să fie membru, Efesul ar fi fost prima pe lista lui. Pentru că el a fost cel care a putut să o judece pe Maria, că a spart vasul de alabastru și a turnat acel un de lemn scump pe capul Domnului Iisus. A avut de reproșat ceva. Hristos are și el un reproș. Dragostea din tâi. E tot ce contează. Dar o biserică vizionare n-are numai o soluție, n-are numai distincție. În ultima parte, dragul meu, vreau să-ți mai dau ceva cu pași. Un model de înfruntare, un model de confruntare și un model de consiliere. Are o abordare, o biserică lui Hristos are o abordare. În primul rând, când te afli în fața unei provocări, unde nu ești de acord și trebuie să confrunți, notează-ți toți cei 6 pași pe care ți-i dau acum. Confruntă cu dragoste. Nu uita că scopul enunțat de Dumnezeu în cartea Apocalipsa este restaurarea. E restaurarea familiei tale, e restaurarea bisericii, e restaurarea vieții care ție nu mai ți se pare că are nicio valoare. Scopul lui Dumnezeu e restaurarea și tu ești parte din soluție. De aia trebuie să confrunți cu dragoste. În toate tratatele de consiliere creștină, primul pas trebuie să fie întotdeauna iubește. Confruntă cu dragoste. Nu, eu sunt așa, ăsta e tiparul meu, eu zic lucrurile așa cum îs, îmi pare rău, eu la nervi, uite așa fac. Știi ce înseamnă asta? Nu înseamnă că temperamentul nu te ajută, înseamnă că ai încetat să lupți și ești pe contrasens cu Hristos. Am împotriva ta! Nu, îți dau o sugestie, nu am împotriva ta, ești pe contrasens. Confruntă cu dragoste. Doi, încurajează întotdeauna înainte de corectare. Cum ar fi dacă am aplicat lucrul ăsta în casele noastre? Cum ar arăta familiile noastre? Cum ar arăta biserica? Lasă pe Duhul Sfânt să așeze adevărul ăsta în inima ta. Asta e o aplicație și pentru mâine, și pentru astăzi, și pentru săptămâna asta. Încearcă să aplici lucrul ăsta. 3. Expune în mod deschis și concis problema. Hristos nu o enunță într-un mod diplomatic, învelit în alte lucruri. Îi spune, uite, ce am împotriva ta e asta. Fără insulte, fără epitete. Am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. O problemă foarte elegant spusă, concretă, adevărată, fără alte adaosuri. Expune în mod deschis și concis problema. Versetele 4 și 5. Dar nu numai atât. Hristos nu spune, ai o problemă. Știi, ai o problemă. Uite, există consecințe și pozitive și negative. Dar îți spune și soluția. Adu-ți aminte, pocăiește-te, întoarce-te.
Există o soluție. Expune întotdeauna soluția. Dacă nu o ai, nu te apuca să confrunți. Nu te apuca să confrunți. Cere-o de la Dumnezeu. Doamne, luminează-mă. Doamne, vreau să știu care este soluția după voia ta. Hei, niciunul din noi nu suntem criticii familiilor noastre. Niciunul din noi. Dacă tu crezi că trebuie să fii unealta prin care Dumnezeu șlefuie, ți-ai greșit misiunea. Dumnezeu nu ne-a chemat niciodată la așa ceva. Dumnezeu ne-a chemat să fim o binecuvântare. Asta e misiunea mea și misiunea ta. În casa noastră noi trebuie să fim o binecuvântare. De aceea adevărul spus în dragoste e un principiu nenegociabil al bisericii. Indiferent ce spune unul și altul, asta trebuie să fie literă de lege pentru că Hristos a stabilit-o așa. Nu uita să amintești și de consecințele neascultării, pentru că ele sunt importante. Și uite de la 6. Chiar dacă biserica asta din Efes n-a luat în seamă peste ani ceea ce Hristos spune, nu ești tu omul care să cântărească. Tu așteaptă-te la un rezultat pozitiv, nu pentru viața asta. Așteaptă-te la un răspuns. Chiar dacă arunci sămânța și pică într-un loc străin, nu-i treaba mea, nu-i treaba ta, cine va răspunde? Numărat, numărat, cântărit, cântărit. E treaba lui Dumnezeu. Există mai multe tipuri de pământ. Pământ bun, noi am fost făcuți din pământ. Pământul totdeauna cere apă. Vine la Dumnezeu cu cerere, cerere, cerere. Noi tot ceea ce putem să facem este să consumăm. Dar Dumnezeu poate să pună sămânța care să rodească. Uneori pământul e mai sterp, are nevoie de mai multă apă. Roagă-te mai mult. Arată-L pe Dumnezeu acolo. Poate că în casa ta, poate ai trecut prin pașii ăștia și nu vezi nimic. Biserica din Efes a avut răbdare. Unele lucruri nu vin imediat. Cunosc o femeie care s-a rugat 10 ani pentru soțul ei ca să se pocăiască. Și s-a pocăit. Alții nu s-au pocăit, dar au avut șansa. Fii tu omul prin care Dumnezeu dă încă o șansă. După ani, Efesul dispare, tot orașul dispare. Albia râului aduce aluviuni, avea un port extraordinar, tot ăla s-a umplut cu un mol, orașul dispare, se mută și odată cu el și biserica. Hristos a mutat sfeșnicul din locul lui pentru că biserica a devenit tot mai riguroasă, tot mai rigidă, tot mai închisă, tot mai elitistă, cu ușile încuiate. E adevărat, foarte mulți au trădat datorită nelegiuirii celor mulți. Dragostea se va răci. Întotdeauna dragostea se împrospătează când Duhul Sfânt e acolo și îți dă o umplere nouă. Resursele nu vin din tine, resursele vin din Dumnezeu. Când simți că dragostea s-a ogolit, s-a răcit, e semnul că trebuie să stai mai mult pe genunchi. Mă rog ca Dumnezeu să-ți vorbească prin aceste lucruri, să ne vorbească tuturor, ca să avem o distincție, să înțelegem soluția și care sunt abordările Lui. Omul în haine de in întotdeauna este gata să se atingă de tine. Îmi place lucrarea asta, e lucrarea mea preferată. Două fete cu darul comunicării creative în biserica noastră au făcut-o aici la intrare. Omul în haine de in, personajul principal al cărților Daniel și Apocalipsa. Și nu numai. Omul în haină de in. Asta face cu tine. Te ridică. Dați-mi voie să citesc niște gânduri pe care le-am scris la de ziua mea când am împlinit 42 de ani. Niciodată nu m-am mai citat, dar o fac astăzi. Ce am învățat la 42 de ani? Mă îngrijoram că sunt aproape de vârsta de 40 de ani înainte. Acum observ că încep să mă depărtez de ea. Asta nu e prea liniștitor. Și acum, anul ăsta, fac 45. După fiică mea, intru în categoria dinainte de pensionare. La seniori. Totuși, viața e mai frumoasă pe drumul perilor cărunți. Am învățat
că încă nu știu cât de mare este harul lui Dumnezeu. Cât de mult a iubit o lume care a condamnat chipul lui. Am învățat că încă sunt foarte neînvățat. Am învățat că orice val e și trecător. Când am scris articolul ăsta pe blogul meu, era după pandemia, începutul, debutul pandemiei de corona. Anul ăla a fost un an greu pentru noi. Am învățat că mușcătura de câine se vindecă. Am învățat că sufletul ce trece prin foc devine și mai puternic. Am învățat ce durere simți când tata moare. Am învățat și că lumea e slabă și docilă. Am învățat că pentru plăcere, siguranță și doar un pic de confort în plus, nu ne-ar deranja dacă dracu ar fi președinte și ca atare renunțăm și la principii și la realitate. Am învățat că boala creează suferință și limitare. Că trădarea creează o durere și mai mare. Dar am învățat însă că o durere mai mare e să fii disprețuit activ în contextul unde aștept să fii iubit. Biserica, familia, colegii de lucru, de școală. Nimic nu se compară cu asta. Durerea fizică e mai de preferat. Nu există anestezie pentru durerea provocată de ură. Răutatea nu este cea a prostului care te scuipă sau îți trage o palmă, uneori din senin. Răutatea profundă este a omului care are rațiune, dar n-are dragoste. Fără dragoste, orice ființă devine o unealtă din camera de tortură. Nu este nevoie de violență fizică pentru ca sufletul tău să sângereze și să simți cum e durerea acelei părți veșnice din tine. E suficient ca oamenii pe care îi iubești să te respingă folosind argumente reale. Exact, reale. Defectele tale, originea ta, păcatele tale, trecutul tău. Oamenii cu adevărat răi sunt oameni din contextul tău apropiat, care cunosc o slăbiciune pe care o ai, sau cu care te lupți, sau te-ai luptat, și ți-o amintesc mereu. Exclude aici starea continuă de păcat. Acolo trebuie să ți se amintească că păcătuiești. E vorba de cele trecute pe care le regreți, sau un defect fizic, sau originea ta, sau familia ta. Personajul biblic, Ana, era mereu judecată, condamnată de o persoană din familie. Înainte de nașterea lui Samuel, durerea Anei când a mers la templu a făcut-o să pară într-o stare de ebrietate. Se lamenta. Avea o durere a sufletului. Elcana, omul care o iubea cel mai tare, nu putea să-i ofere anestezie pentru durerea provocată de Penina. Durerea pe care cineva de lângă tine o produce constant îți fură vitalitatea. Am învățat că doar Dumnezeu îți poate vindeca durerea asta și chiar poate. Nici un om nu poate, nici chiar făptașul. Asta am învățat. Am învățat uneori că Dumnezeu nu îngăduie ca visul tău să devină o realitate. El ar putea fi un coșmar și moarte pentru alții. O piatră de moară pentru mulți, în mod special dacă ești un om cu influență. Am învățat că profitorii se deghizează în iubăreți. În prietenii care țin la tine, timpul însă e cel mai bun examen al fidelității în relații. Am mai învățat că oamenii care sunt prețioși pentru tine se bucură de prezența ta, de reușitele tale și plâng cu tine când tu plângi. Sunt puțini. Sunt foarte puțini. Nu la noi în biserică. Aici am învățat contrariu. Dar ei există. Am învățat ce prețios sunt ei. E un lucru bun pe care mi l-au produs ceilalți. Am învățat că lumea e într-o stare de entropie morală. Am văzut că fetele rele și băieții răi s-au înmulțit. Am văzut ce am învățat. Dacă te trezești și în fața ta e un zâmbet al unui chip care se bucură că te vede, oferă-i și tu tot binele și ceea ce Dumnezeu te inspiră, indiferent dacă zâmbetul acela este al soțului, a soției, a părintelui, a copilului tău sau a câinelui tău.
Dacă ai parte de asta, înseamnă că ești unul dintre puținii oameni prețuiți, iubiți și apreciați. Ești unul dintre cei mai bogați dintre pământeni, căruia Dumnezeu i-a făcut harul să soarbă o picătură din pomul vieții. Așa arată valoarea la 42 de ani și la 45. Așa arată un lucru valoros. Și asta m-a învățat. Și dragostea din plin e acel lucru care trebuie să se simtă în biserica noastră. La asta ne cheamă Hristos. Fii omul care iubește activ pe Dumnezeu, iubește cuvântul Lui, iubește lucrarea Duhului Sfânt. Dedică-te Lui. Lasă-te schimbat și vei schimba lumea. Nu poți să faci lucruri foarte mari, dar poți să faci lucruri mici, cu iubire mare, pentru că Hristos e acolo. Hai să ne plecăm capetele. Doamne, înaintea Ta venim, în numele Domnului Iisus. Îți mulțumim pentru ziua de astăzi. Vrem să-ți mulțumim pentru dragostea Ta pe care ai arătat-o față de noi, prin Domnul Iisus care a murit pentru fiecare din noi. Vrem să-ți mulțumim pentru că Tu îți arăți dragostea față de noi în fiecare zi. Am învățat că trebuie să fim o biserică vizionară care nu rămâne cu o dorință neîmplinită ca Efesul, ci este acea biserică care își găsește suportul, turnul de scăpare, dragostea, aprecierea în Tine. Doamne, Te rog să scoți toate lucrurile care ne împiedică să fim o biserică devotată, devotată cuvântului Tău. Doamne, Te rugăm să ne ajut să fim o biserică dinamică. Doamne, ajută-ne să fim acea biserică care are un discernământ puternic și care are dragoste din plin. Vrem să ne aducem aminte de lucrurile care Tu le-ai făcut în viața noastră. Vrem să ne pocăim. Vrem să scoatem ura și toate lucrurile care au înăbușit dragostea din Tăi. Doamne, ajută-ne să ne întoarcem la dragostea din Tăi. Te rog să lași ca Duhul Tău cel Sfânt să producă vindecare în inimile noastre în această dimineață. Recunoaștem că există un dar măreț prin Iisus Hristos Salvatorul, care ne-a dat soluția și ne-a arătat și un model de confruntare. Doamne, vrem ca să comunicăm cu dragoste, să iubim necondiționat, să fim focalizați pe apreciere și pe lucrurile bune care Tu le-ai făcut. Te rugăm să scoți orice lăstar de amărăciune din inimile noastre, pentru că vrem ca să confruntăm atunci când Tu vrei, cu dragoste. Ajută-ne Tu, Doamne. Ajută-ne să avem verticalitatea de a spune lucrurilor pe nume cu dragoste. Ajută-ne să nu le ascundem. Ajută-ne să nu fim ca nicolaeții care doreau aprecierea lumii, ci să fim oamenii care urmăresc aprecierea Ta. Vrem să fim un model în familie noastră în care dragostea Ta să radieze, în care sfințenia Ta să radieze. Ajută-ne Tu, Doamne. Doamne, până acum, poate că n-am umblat pe drumul dragostei. Am umblat doar pe drumul dreptății. Am umblat doar pe drumul comparației. Doamne, iartă-ne! Poate sunt aici oameni care se gândesc să facă un pas înapoi din slujire pentru că dragostea s-a răcit. Pentru că puterea nu mai este acolo. Lasă ca Duhul Tău cel Sfânt să echipeze și să meargă mai departe cu dinamism. Ajută-i să fie oameni puternici care fac o distinție. Ajută-ne, Doamne! În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin. Aș vrea ca în timp ce îl recunoaștem pe Iisus Hristos ca dar măreț, aș vrea să te chem la o predare în mâna Domnului. Poate că dragostea din familia ta s-a răcit. Poate că dragostea pentru copilul, soțul, dar pentru Dumnezeu în inima ta s-a răcit. Poate dragostea pentru slujire s-a răcit. Poate ai pierdut dinamismul. Poate ai pierdut puterea. Poate o durere puternică îți influențează deciziile și îți controlează viața.
ce-ar fi să vii în timp ce cântăm și să te pui pe genunchi. Pentru că Iisus Hristos, El poate să-ți dea tot ceea ce ai nevoie, că El are soluții. El are vindecare. Iar Duhul Sfânt care purcede, vizvorește de la Tatăl, este și pentru tine. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. De aceea, dacă Duhul Sfânt ți-a vorbit și ai nevoie de o restaurare a inimii, ai nevoie de putere, ai nevoie de o restaurare a voinței tale, ai nevoie de vindecare, poate fizică, poate emoțională, să nu rămâi pe scaun. Lasă ca Duhul Sfânt să producă o schimbare și intrarea într-un nou sezon. Vino în față, pune-te pe genunchi, împreună cu presbiterii ne vom ruga pentru tine. Iar la final o să fac o rugăciune pentru toți cei care vor ca public să-L mărturisească pe Hristos, izvorul dragostei, care au nevoie de un sezon nou în viața lor, poate de putere, de vindecare, de curaj. Haideți să ne ridicăm în picioare. E bucurie și neprihănire, e dragoste ce mi-umple inima. Speranța mea e doar în Domnul Iisus. Viața mea legată doar de El. Pot să spun că Iisus pace-n dar mi-a dus tot ce sunt, sunt prin har. Nu datorită faptelor noastre, nu datorită voinței noastre, ci harul Lui. Chiar dacă noaptea în jur, necazuri, dispreț, relații toxice, datorii financiare, frică, abandon, neprețuire, prin El trăiesc, e bucuria mea. El e păstorul cu ce mă păzește, chiar de-ar fi să trec prin văiatul. Nu mă tem, știu că El niciodată nu mă va, nu te va părăsi. Tot ce sunt, sunt prin harul. Destinul tău e în mâna Lui. Dacă până acum n-a fost, astăzi este timpul să faci o schimbare. Astăzi este timpul să-i ceri public lui Dumnezeu: Doamne, vreau să guvernez viața mea. Doamne, vreau să fii Domnul vieții mele. Doamne, vreau să fii Domnul cărării mele, a umblării mele, a deciziilor pe care vreau să le iau. Destinul meu în ține, știu că-s iertat. El prețul l-a plătit, El a murit pe cruce și pentru mine. Și-a înviat din morți a treia zi. El a murit ca El să din plin viață. Azi trăiesc. Sunt în Hristos, tot ce sunt, sunt prin harul Său. Și-aș vrea să te chem la legământul acesta. Poate nu l-ai făcut până acum, dar astăzi este timpul să-l faci. Cu tot ce sunt, îl voi urma pe Iisus. Cu viața mea, cu sentimentele mele, cu puterea mea, cu finanțele, cu deciziile, cu romantismul, cu observațiile mele, cu critica mea, cu comparațiile mele. Doamne, aș vrea să nu mai fie supuse voii mele, aș vrea să nu mai fie supuse firii mele, ci Ție.
speranța mea în Domnul va rămâne. Este o promisiune pe care ți-o face El. Biserica Betel, întoarce-te la dragostea din tâi. Întoarce-te la faptele acelea pline de pasiune. Întoarce-te și în casa ta la dragostea din tâi. La pasiune, la iertare, la bucurie, la dragoste necondiționată, la generozitate. Fii omul prin care Dumnezeu își arată dragostea. Ești chemat să duci o veste bună. În timp ce mai cântăm ultima strofă din această cântare, încă o dată, care sublinează o speranță, pomul vieții îl promite tuturor celor care vor să lupte până la capăt. Poate ești obosit, poate ai nevoie de împrospătarea puterilor. Vino și tu astăzi. Cu nu vă împietezi. Îl voi urma pe Iisus. El mi-a promis că mă va duce în cer și zi de zi mă va întări, știu bine. Când voi ajunge în fața tronului, credința mea în Domnul va rămâne. Toată gloria e doar a lui. Când se va termina alergarea, voi striga sub al tău, ți-a parțit pe credința mea în Domnul va rămâne. Biserica, ne rugăm înaintea ta ca să te atingi special de ei. Doamne, lasă o ungere nouă. Doamne, lasă o umplere nouă peste Biserica Betel în acest moment. Tu ești avocatul celor care se întorc cu fața spre Dumnezeu. Tu ești avocatul celor care îl primesc pe Hristos în inima lor. Doamne, dă-le o viață nouă oamenilor acestora. Putere nouă. Deschide un sezon nou al umblării prin credință. Al umblării în devotament, plin de dragoste. Am înțeles în dimineața aceasta că nu faptele sunt totul, ci trebuie să facem totul prin dragostea ta. Restaurează dragostea din tâi în inimile noastre. Lasă ca Duhul tău cel sfânt să scoată toată idolatria, toate lucrurile care nu permit ca Hristos să fie glorificat acolo. Doamne, fă ordine și curățenie în templul inimilor noastre și ajută-ne să te urmăm cu devotament, cu dinamism, cu distincție, cu discernământ. Doamne, ajută-ne. Vrem să ne întoarcem de la faptele noastre, să ne pocăim și să revenim la dragostea din tâi. Lasă-o în viața noastră. Lasă-o în relațiile noastre. Vrem ca dialogurile noastre, vorbele noastre să fie coordonate de Duhul Tău cel Sfânt. Știm că nu putem iubi ca și Tine, dar Tu poți iubi prin noi. Dacă Duhul Tău cel Sfânt este în inima noastră, ea va fi plină de ceea ce trebuie. Altfel purtăm cu noi amărăciune, respingere, iubire condiționată, performanță,
dorința de a cere, Doamne, iartă-ne, curățește inima noastră, pentru că vrem să-ți fim devotați ție. Cei din Efes au pierdut mult, mulți au murit pentru tine, au pierdut case, averi. Uneori nu suntem în stare să pierdem un argument. Iartă-ne, Doamne. Uneori nu suntem în stare să-ți dăruim două ore în care Tu ne înveți, ne zidești, ne ridici, ne echipezi, Doamne, iartă-ne. Ajută-ne să-ți rămânem devotați. Ajută-ne să fim acea mireasă cu o inimă nouă, cu o minte nouă, metanoia, pocăință, schimbarea minții. Lasă ca Duhul Tău cel Sfânt să producă aceasta în noi. În numele Domnului Iisus îți mulțumesc pentru fiecare persoană care a recunoscut că are nevoie de Tine astăzi. Doamne, atinge-te de ei. Din toți, Doamne, fă slujitorii Tăi puternici. Doamne, fă din toți oameni care vestesc și trăiesc Evanghelia. Fă-i o binecuvântare unde sunt, binecuvântează contextele prin ei în care ei sunt, la lucru, în familie, la școală, oriunde vor fi. Doamne, fii cu ei și fii și cu biserica noastră. Îți mulțumim că ai fost cu noi și noi astăzi. Mulțumim că și astăzi ne-ai binecuvântat, ne-ai vorbit, ne-ai chemat din nou, pentru că ești plin de dragoste. Ne aștept. Îți mulțumim că suntem copiii Tăi. Vrem să rămânem în harul Tău până când Te vom vedea față în față. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin. Rugăm să vă ridicați în picioare și pentru că El este ancora. De El ne agățăm, de El depindem, în El ne încredem. Cu El vrem să mergem mai departe. Așa să te ajute Dumnezeu, Biserică Betel. Fii binecuvântată și fii o binecuvântare. Să cântăm toți împreună și este o piesă foarte cunoscută, dar dacă nu simți când cânti, mai bine nu cânta și hai să simți. Haideți să intrăm în săptămâna asta cu aceste versuri. În orice vreme, orice anotimp ești ce mă cheamă.
ești ancora. Tu ești salvatorul, speranța, refugiul, iubire eternă. Tu ești ancora și poți să fii sigur în si promisiune. Din cuvânt. Nu uitați acum la final, sunteți prețuiți, fiecare, sunteți iubiți de Dumnezeu și sperăm să vă fi simțit iubiți și de noi. Fiți binecuvântați o săptămână ușoară și trăiți cu Dumnezeu. Amin.